Bună ziua, domnule Dan Tudorache, bine ați revenit în studioul nostru la PS News. Bine v-am găsit. Ultima sută de metri a campaniei electorale, mai puțin de o săptămână până la momentul în care nu veți mai putea face nimic și veți aștepta decizia electoratului din sectorul 1. Vreau să vă întreb dacă acum știm sigur că alegerile vor fi într-un singur tur. Dacă veți câștiga aceste alegeri, credeți că această victorie se va datora și acestei schimbări de reguli în ceea ce privește votul? V-ar fi fost mult mai greu dacă erau două tururi sau că ați fi câștigat oricum? Această schimbare a intervenit în 2011, deci Corect. au trecut mulți ani de atunci, de când a fost făcută de guvernul Boc. E adevărat, pentru PSD e un avantaj, cum de altfel e un avantaj pentru primarul în funcție. Nefiind cazul la sectorul 1, eu zic că pentru mine e un mic avantaj. E un mic avantaj. În perioada de, nu neapărat campanie, era pre-campanie, dar se depuneau listele electorale, a existat un incident, să-i spunem așa, la sectorul 1. După aceea văd că a luat amploare și aceeași poveste a explodat și în tabăra altora. Am înțeles că o parte din listele electorale ale PSD-ului depuse pentru candidatură au fost, nu știu, luate la puricat de poliție, Vă referiți la semnături, la semnături, la la semnături, semnături. listele Din cu informațiile pe susținători. care le am și eu, da, au fost luate la puricat listele colegului de la Liberal, Da. în urma unei plângeri la DNA a unui fost coleg de partid, din câte mi-aduc aminte. Înțeleg că și la PSD totuși a fost un caz, a fost o știre pe care am văzut-o personal înainte acestea, în sensul că și... Nu, au fost verificate un număr parcă 25 de semnături, așa a dispus președintele electoral al sectorului 1, Da. BES-ului, biroul electoral al sectorului 1, au fost verificate și Da. De ce credeți că s-a ajuns la lucruri de astea? Pentru că vă întreb acest lucru pentru că mie, din exterior cel puțin, mi se pare că a fost extrem de simplu. Câteva mii de semnături pentru un candidat la o primărie de sector nu e ceva imposibil de strâns real, pe bune, să da, spunem așa. dacă acele 1000 sau 2000 cât au fost, de exemplu, la sectorul 1, le strângeai într-o lună de zile, era floare la ureche, să spun așa. Eu vă spun, 2000 de semnături când eu am 8000 de membri de partid la Exact. sectorul 1, dacă stai și ne gândim la toate partidele, chiar și la noi, noi am făcut alianța cu UNPR-ul cu 7-8 zile înainte de termenul limită și automat noi trebuia, eu de exemplu am strâns semnături pentru mine prima dată pe PSD și după aceea pe PSD plus UNPR. De semnăturile strânse pe PSD nu mai aveam ce să fac cu ele. Și vă dați seama că te încurcă. Dar dacă noi am fi depus listele pe PSD, le aveam de mult Da. semnăturile. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și la celelalte partide. Au stabilit candidat în ultim moment sau chestii de genul ăsta și din cauza asta termenul de strângere al semnăturilor a fost foarte scurt, vorba de câteva zile, și asta chiar ți-a creat o anumită problemă. Vorbeam chiar și înainte să intrăm în interviu și eu aș denumi fenomenul Kilimani o particularitate în sectorul 1. Îmi spuneați că sectorul 1 nu este totuși un sector de dreapta și că ar fi mai mult de stânga, vorbesc din punct de vedere al viziunii cetățenilor. Eu vă dau exemplu. Vă rog. E adevărat, mulți colegi de-ai mei spuneau, e un sector liberal. Da, eu pot demonstra cu rezultatele alegerilor, măcar din 2008, 2012 și înainte de 2008, deci PSD-ul a luat un scor mai mare la vot politic decât PNL-ul. E adevărat, Chiliman a sărit mult peste scorul PNL-ului, deci putem spune că a fost sau Chiliman a fost un personaj îndrăgit în sectorul 1, dar nu PNL-ul. PNL-ul era sub PSD ca procent. Da. Cum se vede totuși, ca să rămânem Și vă tot mai la... dau Vă și rog. vreau să continui de ce spun. E adevărat, o parte din măsurile aplicate de Andrei Chiliman
atâta timp cât a fost primar al sectorului 1, o mare parte dintre ele erau măsuri de stânga. Un primar liberal să aplice măsuri de stânga și poate din cauza asta a fost iubit de locuitorii sectorului. Asta vreau să vă și întreb, cum se vede activitatea? Nu, și vă dau două exemple care sunt pregnante și care au sensibilizat opinia publică din sectorul 1. În 2008 a fost introdusă sau taxa zero pe gunoi. Vă dați seama că a prins la public și din cauza asta a fost foarte îndrăgit și începerea reabilitării termice la blocuri. Vă dați seama, e tot o măsură de stânga. Deci, atâta timp cât vii în întâmpinarea cetățeanului și îi oferi ceva gratis, sună frumos, din partea primăriei, mă refer și la ridicarea gunoiului menajer și la reabilitarea termică, omul te dorește în continuare să-l reprezinți în conducerea primăriei. Vorbeam de taxă zero. Da. Deci a fost acum câteva zile o temă de campanie a unui contracandidat de al meu. Că mi-a anticipați întrebările, că asta vroiam, asta să zică cineva, dar că sunt calde. Le-am dat înainte, nu, însă chiar asta vroiam să vă întreb, ce e cu povestea asta, da, cu taxa de gunoi. Nu există așa ceva, e o temă de campanie și eu o să vă citesc că m-am uitat și eu pe știre. Deci vorbim de o taxă de habitat aprobată de Consiliul Local Sectorul 1. Nu e aprobată. Deci nu este. Deci ca să fie aprobată o hotărâre de Consiliu, trebuie votată în primul rând. Este doar proiect. Este un proiect, pentru că așa trebuia din 4 în 4 ani, trebuie să vii cu acest regulament. Dar acolo nu specifică, trebuie să iau o taxă de la populație pentru ridicarea gunoiului menajer. E adevărat, e o ședință de Consiliu marți, dar nu se va vota așa ceva. Contracandidatul meu a avut o hotărâre de Consiliu care era în dezbatere publică. E normal să discuți o hotărâre de Consiliu cu cetățenii și după aceea s-a ajuns la vot. Deci votul e marți. Da, cu siguranță membrii PSD nu o să voteze niciodată, pentru că e o măsură de stânga. Deci ar fi să ne contrazicem noi pe și noi. Și dacă vreți, așa un fenomen și atipic, așa cum ne-am obișnuit în campanie electorală. În campanie se dă, iar prin această poveste, da, oamenii tocmai erau informați, deci, că vor da ei bani. A încercat să sensibilizeze, dar printr-o minciună, ceea ce este grav, să minți 250.000 de locuitori cu o măsură care nici nu aveam în cap să o introducem, doar să câștige puncte electorale. Adică eu consider că și-a bătut joc de locuitorii sectorului 1 cu această, nu știu ce, minciună. Eu așa o caracterizez, o minciună să câștige votul. Nu e adevărat, nu se va întâmpla așa ceva la sectorul 1 și mai ales pentru că sectorul 1 este unul dintre cele mai bogate sectoare. Mă refer la buget, un buget foarte mare, e al doilea buget după Primăria Capitalei. Nu se va întâmpla așa ceva și cu atât mai mult, atunci când vom veni noi la putere, nu mă refer PSD-ul, nu se va întâmpla acest lucru. Povestea asta și cu taxa, noua taxă de gunoi sau această veselită și altele, ceva, au fost oarecum create pentru că în momentul de față Primăria Sectorului 1 este condusă de PSD. Nu la modul total asta, vreau să nu, pentru că, deci, vă spun, ca să iei o măsură, trebuie să o votezi în Consiliu. Nu contează primarul. Primarul, dacă nu are Consiliu în spate, nu poate să ia nicio decizie. Și dacă stăm și ne uităm pe lista de Consiliu la sectorul 1, Consiliul Local al sectorului 1, majoritatea este la PNL. E adevărat, dar au fost și primari care s-au luptat cu un consiliu ostil și au creat ceva. Nu mă refer neapărat la Traian Băsescu, la Sorin Oprescu. Deci să te lupți pentru binele cetățenilor. Dar aici era în detrimentul cetățenilor. Exact. Nu poți. Deja, nu, e o campanie electorală și eu îmi cer scuze cetățenilor pentru că au fost dezinformați. Îmi cer scuze în numele contracandidatului meu. Nu se va întâmpla și vă spun limpede și deschis, indiferent cine va veni primar la sectorul 1, nu va introduce vreo taxă pe gunoiul menajer. Deci indiferent, nu, pentru că nu se poate așa ceva la sectorul 1. Chiar dacă nu total, totuși primăria a fost preluată
de un viceprimar PSD, odată cu retragerea lui Andrei Chiliman. Deci, eu neavând majoritate, eram președinte la sectorul 1, la PSD, neavând majoritatea în Consiliu, având 9 consilieri în PSD, 14 sunt de la liberali, dintr-un total de 27, deci ei aveau jumătate plus 1. Eu am vorbit cu liderii lor de la acel moment, undeva în luna octombrie-noiembrie, văzând că intră într-un blocaj primăria. Ai viceprimarul interimar pe partea stângă, Vasile Motoc, și toți directorii și majoritatea în Consiliu era pe partea dreaptă. Și m-am dus, vă dau și nume și persoanele vă pot confirma, domnul Bușoi și cu domnul Atanasiu. Deci am avut o întrevedere, eu venisem cu Adrian Ștefănescu la discuție și am zis, domnule, vă dau postul pentru că e normal ca primăria să meargă mai departe. Nu trebuie să ne batem, tot felul să ne creăm șicane și cetățenii să sufere din cauza asta. Și au suferit. Am spus, vă dau postul de viceprimar interimar sau primar interimar și n-au vrut, pentru că ei nu se înțelegeau pe cine să pună. Și mi-au spus la un moment dat, domnule, când stabilim pe cine să punem dintre cei 14, vă spunem, n-au venit nici până în ziua de astăzi. Și acum am dau seama că ei n-au vrut să vină ca să încerce să dea vina pe PSD. E un lucru mărșav, ca să zic așa. I-a făcut pe cetățenii sectorului 1 să sufere doar pentru un simplu joc politic. Chiar și pe fondul acesta, pe unor condiții atipice. Da. O să vă rog să spuneți două măsuri pe care această pseudo-administrație PSD, cum viceprimar a ajuns primar interimar, le-a luat de când s-a retras sau de când a făcut acest pas înapoi Andrei Chiliman. Nu pot să spun, tot a fost... Deci, adică ce s-a întâmplat la primărie? A fost un blocaj total. Și nu s-a făcut nimic, nu s-a luat, nu știu... De exemplu, nu s-au făcut licitații, pentru că, vă dau un exemplu acum, la 1 iunie o să plece secretarul primăriei și a anunțat demisia, arhitectul șef al primăriei, directorul de la juridic. Multă lume pleacă în momentul de față. Nu știu dacă din cauza DNA-ului, știți foarte bine că acum 10 luni de zile DNA Ploiești a venit și a în forță, a venit și a controlat primăria sectorul 1 și a făcut un rechizitoriu, din câte mi-aduc aminte, și a pus 4 persoane sub control judiciar, mă refer la Andrei Chiliman și la alți 3 consilieri ai primarului. Și de atunci, efectiv, s-a blocat. Și eu asta v-am spus mai devreme. M-am dus, am vorbit cu liderii de la PNL și am spus, domnule, eu mă retrag, îmi retrag omul doar ca să meargă primăria. N-au vrut, pentru că ei nu se înțelegeau. Știți foarte bine că în momentul de față sunt două tabere în... la sectorul 1, vechii pedeliști cu peneliștii și e o luptă internă și vă și spun, ei nu au vrut la acel moment pentru că nu știau pe cine să pună primar interimar. Erau găștile din PNL și automat cine a suferit, au suferit cetățenii sectorului 1 și nu era normal să ajungem în situația asta. E interesantă situația și o pot înțelege, dar atunci urmează să vă pun următoarea întrebare. Dacă ați văzut că cei care au majoritatea în Consiliu nu vor să preia acest lucru, și v-ați asumat să aveți un primar interimar? Nu mi-am asumat așa. Mă rog, așa de ce nu l-ați convins pe primarul interimar să facă și același lucru? Intra primăria într-un blocaj și mai mare. Păi, nu mai avea era un blocaj pe care îl puteați folosi electoral. Nu am vrut. Am vrut măcar să nu fie atât de rău. Deci era s-a întâmplat acest lucru și la primăria capitalei. Ne amintim că după ce a fost săltat Sorin Oprescu, a avut doi primari. E adevărat. Deci dintre două rele am preferat să accept rău cel mai mic. Deci îl țin până ei să hotărăsc să vină cu un candidat care ar fi avut majoritatea în PNL și să preia primăria sectorului 1, dar nu au vrut. Ei au vrut să folosească toată această situație în interes politic și electoral. Eu n-am vrut asta și am zis, chiar dacă o să pierd, că știam că urmează să dea în mine, spunând că este un viceprimar de la PSD, dar am zis, decât să sufere cetățenii, prefer să pierd eu 1-2% eu ca și partid. Deci m-am pus pe mine în dificultate decât să pun cetățenii sectorului în dificultate.
Vă mărturisesc că m-am uitat în această perioadă pe programul noastră electoral, pe proiecte, pe ceea ce promiteți că veți face pentru locuitorii din sectorul 1. M-a interesat în mod special pentru că e un sector în care și eu locuiesc, dar am văzut un aspect, vorbiți de reabilitarea termică și pentru case, nu doar pentru blocuri. Da. Aș vrea să detaliem un pic această poveste și să-mi spuneți pe ce bani credeți că se poate face această reabilitare și pentru case. Adică, cum vedeți, numai din fondurile primăriei, atrageți fonduri europene, există o axă care să sprijine aceste demersuri? Și cam de ce fonduri credeți că e nevoie pentru reabilitarea la case? Da. De ce este prioritar pentru mine începerea reabilitării termice la case? Pentru că în 2012, atunci când era USL-ul și eu mergeam în campanie din partea PSD-ului cu Andrei Kliman pe stradă, țin minte că așa cum promisiunea sau principala promisiune a noastră a USL-ului era începerea reabilitării mici la case, lucru care nu s-a făcut. Nu s-a reabilitat o casă în acest mandat și eu am o obligație morală față de cetățeni care eu am vorbit în 2012 împreună cu Kliman că trebuie să fac eu totuși un act de dreptate și vă spun și de ce. Chiar de atunci, reabilitând blocurile, cetățenii de la casă veneau și ne spuneau: dom'le, dar de ce avantajați doar pe cetățenii de la blocuri și pe noi la case nu? Pentru că totuși banii cu care sunt reabilitate blocurile sunt banii tuturor și a celor de la casă. Mă refer la taxe și impozite și trebuia această nedreptate să dispară și eu mă simt obligat și trebuie să încep. E adevărat, n-au fost norme de aplicare ale legii pentru reabilitarea termică la case. Acum există normele de aplicare. Eu, pilot, voi face primele reabilitări la case. Adică eu, în sensul că eu mă voi implica personal ca primar. Și care ar fi problema? Și vă spun de ce nu s-a făcut până acum și e puțin mai dificil, dar încercând și punând umărul, cu siguranță voi demara acest proiect. Ca să poți reabilita niște case, trebuie să, ei să se organizeze în asociații de locatari pe stradă. E adevărat, o să iau pilot o stradă mai mică, o să îi ajut să-și facă asociația de proprietari și o să mă implic eu ca primărie să demarez acest proiect. După ce îl demarez, o să ia exemplu și celelalte străzi, să constituie în asociații de locatari și să demarăm acest proiect. E adevărat, în primăria sectorul 1 nu s-a atras niciun leu pe fonduri europene, ceea ce e grav, ca să spun așa. E adevărat, mulți bani are, mă refer la buget, are primăria sectorul 1, undeva la 340 de milioane de euro. Și din cauza asta au preferat să facă împrumuturi externe decât să acceseze banii europeni. E adevărat, nefăcându-se demersurile, prima parte a reabilitării termice la case vor fi cu banii din bugetul local al sectorului 1. Dar când voi ajunge în primărie, există posibilitatea să accesez bani pentru reabilitarea termică la case și acest serviciu, care e adevărat, e doar cu forma în primăria sectorului 1, de atragere de fonduri europene, mai mult e doar de formă așa, o să-l fac să poată accesa fonduri europene și o să aveți demarez. O viziune cuantificabilă, să spun așa, cam ce sumă ar trebui pentru proiectul ăsta cu... Vă dați seama, la blocuri se putea face o sumă pentru că blocurile erau tip. Da. În momentul de față mai sunt 15% blocuri de reabilitat în sectorul 1, undeva la 190 de blocuri mai sunt de reabilitat. La case e mai greu să faci o proiecție, mă refer la cheltuieli, dar în primul an eu voi aloca cel puțin 30 de milioane de euro pentru demararea reabilitării termice la case. După care sper ca colegiul pe care îi voi aduce în primărie pentru atragerea de fonduri europene să vină în sprijinul acestui proiect și cu fonduri europene. Înțeleg. O altă
problema sectorului este cea a locurilor de parcare. Sectorul nu are și această particularitate în sensul că foarte mulți oameni vin, migrează din alte părți pentru că aici lucrează, sunt cele mai multe firme, companii în acest sector. Motiv pentru care, cel puțin pe un anumit interval orar, sunteți supraaglomerați. Terenurile sunt foarte scumpe, e foarte greu să găsești spațiu viran unde să amplasezi parcări de genul ăsta. Văzut că aveți o viziune în acest sens. Da. Sunt două tipuri de proiecte la care eu m-am gândit. Eu lucrând și 10 ani la Metrorex, ca inginer de secție. În primul rând, trebuie organizate parcări în jurul stațiilor de metrou, ca în interiorul Bucureștiului oamenii să deplaseze cu metrou, că este mult mai eficient. Eu vă spun, dacă am lucrat, știu foarte, foarte bine. E foarte lejer iarna, atâta timp cât nu poți circula în București când sunt străzile foarte aglomerate datorită zăpezilor. Cu metrou circul foarte bine și mai ales vara, când este foarte cald afară, e mai simplu să circul cu metrou. Deci, unu, construirea de parcări pe lângă gurile de metrou și deplasarea cât e posibil cu metrou la locul de muncă sau acolo unde ai nevoie, și crearea de parcări, eu zic, supraterane de domiciliu. E adevărat, sunt foarte scumpe, ajung undeva la 10.000 de euro locul de parcare, dar vor fi construite de primărie și închiriate la o sumă relativ modică. Sună frumos asta cu parcări lângă metrou și oamenii să devină conștienți că pot să-și lase mașina acolo, dar numai dacă încerc să mă imaginez ca zone, ca locuri, nu știu unde mai găsești astăzi teren viran pentru a face aceste parcări. Aurel Vlaicu, o zonă strânsă, aglomerată. E adevărat, unde mai poți pune parcări? Lângă gura de metrou sunt niște locuri virane și dacă pot ajunge la adică la aveți primărie, o evidență a celor am terenuri. Am o evidență trecând în luna asta, luna de precampanie și în această lună, mergând la pas tot sectorul, am identificat niște locuri unde ar putea fi construite parcări supraterane. E mai simplu de construit o parcare supraterană, e adevărat mai scumpă, dar e mai simplu și când voi ajunge la primărie, văd ale cui sunt terenurile și într-o perioadă imediat următoare, dacă pot ajunge la acele terenuri la primăria sectorului 1, voi demara construirea de parcări în locurile care sunt virane în momentul ăsta. Nu v-am întrebat degeaba despre povestea aceasta cu parcările și cu tranzitul celor care lucrează în aceste părți. Eu stau, de exemplu, stau în zona de nord, în Sisești, și o adevărată nebunie dimineața. Asta înseamnă că suntem vecini, ieșim prin același loc unde n-ai decât două variante. Ori să intri în jandarmerie, ori să ții înainte spre Dobrogeanu. Nu v-am întrebat degeaba pentru că eu am sesizat un alt fenomen, nu știu dacă vi-l asumați sau nu, dar se întâmplă în sectorul 1. Poliția comunitară face un fel de, eu știu, vânătoare de acelor care opresc chiar și două minute să-și ia ceva și dau niște amenzi. Este corect, poate e firesc. Pe de altă parte, însă, tot în sectorul 1 au apărut celebri, să le spunem așa, parcagii, care stau și te asistă să-ți parchezi mașina, bineînțeles luându-ți o sumă de bani. Din punctul meu de vedere, sigur, repet, poliția comunitară trebuie să pună ordine și în domeniul ăsta. Dar pe de altă parte, cred că la fel mai util ar fi să vadă de ce această categorie, pe care eu am numit-o parcagii, face în continuare bani serioși în sectorul 1 și cât de normal și corect este, și să lase mai puțin această vânătoare de contravenienți atâta vreme cât nu ai alternativă. Dacă exista o alternativă, dacă era o parcare unde puteai să te duci să plătești orice sumă și nu o făceai, atunci erai mai mult decât de acuzat. Da. Deci aveți dreptate, m-am lovit și eu de acest fenomen și ajungi să le dai acestor parcagii zalei de frică să nu zgârie mașina, exact, că dacă nu-i dai. Exact. E adevărat, poliția locală trebuie să-și facă treaba și să-i amendeze, să-i îndepărteze pe acești parcagii,
Nu știu de ce n-a făcut-o în momentul ăsta, dar vă spun, după ce voi ajunge, sper că acest fenomen să fie eliminat, chiar dacă nu, măcar să... Actualul șef al Poliției Comunitare este o reminiscență de pe vremea domnului Chiliman? Este pus recent? Cine? Nu, deci toți directorii sunt de pe timpul domnului Chiliman. Deci nu se poate spune că aveți vreo... Nu am nicio astfel de implicare în povestea implicare. Asta pe SD-ul, deci, de asta v-am și spus că vreau să renunț la postul de primar interimar, pentru că toți directorii erau de pe timpul lui Chiliman și majoritatea în Consiliu era PNL-ului. Dar asta e. Numai noi o știm. Cetățenii nu știu asta. Dar toți directorii sunt de pe timpul domnului Chiliman. În finalul interviului v-aș întreba o chestiune legată de viziunea post câștigarea alegerilor. Avem o situație pe care noastră ați expus-o, un primar, un interimar, care nu poate face nimic pentru că are un consiliu ostil și pentru că are o perioadă limitată. Dacă veți ajunge așa cum arată în momentul de față sondajele, sigur, ele sunt relative, diferite, da, și relative în funcție de cine le comandă, este puțin probabil ca partidul noastră să aibă o majoritate în consiliu din prima. Și atunci va trebui să faceți cumva o alianță, să faceți o... Alianța este făcută înainte de alianță. Credeți că formula actuală a alianței pe care o are PSD-ul va asigura în Consiliul Local al Sectorului 1 majoritatea confortabilă pentru un vot? Da, jumătate plus 1 vom avea și această alianță este făcută înainte să înceapă campania electorală. Avem alianță PSD, UNPR și ALDE. Deci credeți că aceste partide vor avea 51%? Vom avea cu siguranță majoritatea și nu voi avea nicio problemă eu ca primar al sectorului 1. De ce au fost probleme în momentul actual, în ultimele 10 luni? Pentru că una e să fii primar ales într-o funcție și alta e să fii primar sau viceprimar interimar. Deci, clar, toată lumea s-a așteptat și vă și spun, actualul primar Chiliman, el n-avea voie să intre în primărie pentru că era sub control judiciar. Și controlul judiciar se prelungea din două în două luni. Și toată lumea zicea, vine Chiliman, când trecea termenul și iar îi prelungea, iar nu vine. Și din cauza asta, nici primarul interimar al PSD-ului, mă refer la viceprimarul Vasile Moțoc, n-avea puterea respectivă pentru că el din două în două luni s-a aștepta. Ba vine primarul, ba nu vine. Și n-avea și automat n-avea nici majoritatea în Consiliu și nici directorii nu erau de partea lui. Ultima întrebare. Mergând prin scenariu de care probabil veți spune că nu, la care nu vreți să vă gândiți, dar poate fi un scenariu. Să supunem că ajungeți primarul sectorului 1, dar la capitală doamna Gabriela Firea pierde și atunci veți avea un primar de la un partid cu care nu puteți face alianță. Poate fi acesta un impediment în ceea ce privește derularea proiectelor din programul dumneavoastră electoral sau veți face ceea ce se poate chiar și fără susținerea capitalei, să spunem așa? Deci eu nu cred că se va întâmpla acest lucru, dar... că mă așteptam la ce să-mi răspundeți, dar mergem și pe... Da, dar eu zic că un primar care nu poate să descurce, nu e bun de primar. Deci eu cu siguranță, se poate și fără... Eu cu siguranță mă voi descurca în oricare situație, dar vă mai spun încă o dată, Gabriela Firea va fi primar general și voi face un tandem primăria sectorului 1 și primăria capitalei perfect. Vă doresc succes, domnule Tudorache, și vă aștept aici în studioul la PSN News să facem și radiografia primelor luni de mandat atunci când cu siguranță, veți câștiga. Cu siguranță ne vom întâlni în calitatea mea de primar. Așteptăm. Mulțumesc.